Care e semnul? Aici. Stai în dreapta, stai în dreapta. Așa, o să fim echilibrați. Bună ziua! Vă mulțumim că sunteți prezenți, domnilor directori. Evenimentul de astăzi este un eveniment în care se semnează contractul de finanțare, de fapt contractele de finanțare pentru dotarea a 10 spitale din municipiul București. Guvernul României, odată cu izbucnirea pandemiei, a întreprins demersuri la nivelul Comisiei Europene pentru a reuși aprobarea alocării de sume din fondurile europene pentru înzestrarea spitalelor din România. Am reușit să obținem o finanțare de 1 miliard 270 de milioane de euro. Repet, 1 miliard 270 de milioane de euro, bani destinați înzestrării spitalelor cu aparate, echipamente și cu orice alte investiții necesare. Această alocare de 1 miliard 270 de milioane este urmată de alocarea unei sume fără precedent pentru modernizarea sistemului de sănătate. Este vorba de 6,1 miliarde de euro care vor fi alocați sistemului de sănătate în următorii 7 ani. 1,9 miliarde de euro prin Programul Național de Recuperare și Reziliență și 4,9 miliarde de euro urmează să fie alocați în cadrul bugetului Uniunii Europene 2021-2027 din fondurile de coeziune. Gândiți-vă că este vorba în total de o investiție de aproape 7 miliarde și jumătate de euro, investiție care vine să suplinească absența unor finanțări serioase pentru modernizarea sistemului de sănătate, pentru creșterea calității serviciilor medicale în sănătate. Avem în plan realizarea celor 3 spitale regionale, pentru care s-au semnat deja contractele de finanțare. Este vorba de Spitalul Regional Iași, Spitalul Regional Craiova, Spitalul Regional Cluj-Napoca. De asemenea, avem ca obiectiv construcția de încă 10 noi spitale de rang spital județean, de asemenea modernizarea de spitale județene, modernizarea de spitale municipale și orășenești, cu alocare de fonduri absolut fără precedent. Pentru București, astăzi se semnează contractele de finanțare pentru 10 spitale. În total, contractele de finanțare pentru București vor fi destinate către 22 de spitale, iar suma alocată pentru dotarea spitalelor cu aparatură, echipamente și alte investiții necesare va fi de peste 100 de milioane de euro. Vă mulțumesc, îl invit pe domnul primar general să se adreseze dumneavoastră. Bună ziua! Trăim o criză sanitară fără precedent și e nevoie de un răspuns rapid. Sunt fericit că Guvernul și Ministerul Fondurilor au reușit să aibă acest răspuns rapid. E vorba de 10 spitale care țin și de rețeaua administrației spitalelor care ține de Primăria Municipiului București și de Ministerul Sănătății, care primesc azi o finanțare pentru coronavirus. Vreau să vă asigur de colaborarea noastră, evident cu spitalele din subordinea noastră, dar și cu celelalte structuri de sănătate naționale. Deja avem o colaborare foarte bună cu Direcția de Sănătate Publică, avem o colaborare foarte bună cu Ambulanța București-Ilfov. Este un efort comun pe care trebuie să-l faceți și vă asigur de toată deschiderea și colaborarea noastră. Sunt convins că fiecare dintre cele 10 spitale
domnii directori sunt aici, care primesc această finanțare, vor folosi aceste resurse pentru a se moderniza și mai ales pentru a salva vieți omenești. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Un moment în care, încă o dată, dacă mai trebuia demonstrat, guvernul Orban pune sănătatea în centrul activității sale, un moment în care gestionăm o achiziție de echipamente și aparatură cu contracte deja desfășurate, în desfășurare sau pe viitor. Avem 22 de spitale în București, angrenate în activitate împotriva SARS-CoV-2. Astăzi, cele 10 spitale, 7 în subordinea Ministerului Sănătății, reașează finanțarea europeană pe primul loc. Țin să mai completez că tot pe finanțarea europeană avem și fonduri de 50 de milioane de euro tocmai pentru instalațiile din spitale, având în vedere și perioada prin care trecem și reevaluarea tuturor secțiilor de terapie intensivă. Vă doresc succes și în continuare suntem în linia întâi, suntem pentru a da siguranță atât cetățeanului în actul medical, dar și personalului medical. Succes în continuare! Mulțumim domnului prim-ministru, domnului primar general, domnului ministru al sănătății. Apreciez în mod deosebit colaborarea pe care am avut-o cu primăria generală a municipiului București de la instalarea domnului primar general, dar și cu Ministerul Sănătății, care ne-a oferit sprijinul necesar, astfel încât aceste contracte astăzi să poată fi semnate. Așa cum a menționat domnul prim-ministru, la nivelul municipiului București sunt 40 de cereri de finanțare care au fost depuse în valoare de 190 de milioane de euro și astăzi, cu cele 10 contracte pe care le semnăm, ajungem la 22 de contracte pe care deja le avem semnate și începe implementarea lor, cu o valoare de peste 100 de milioane de euro, mai precis 116 milioane de euro. Echipamentele care se finanțează cuprind două componente, o componentă destinată secțiilor de terapie intensivă, iar cealaltă componentă este destinată activităților de imagistică. Și vă dau câteva detalii despre aceste echipamente. Spre exemplu, astăzi semnăm contracte pentru aparate de ventilație ca număr 126, stații de monitorizare 342, aparatură pentru investigare respiratorie și digestive 101, ecografe 99, echipamente electrocardiografe și defibrilatoare 205. Avem această listă centralizată. Am vrut doar ca să vedeți ce înseamnă la nivelul nostru acest tip de contracte pe care le semnăm. Iar în continuare am să dau citire fiecărui contract pe care îl semnăm. Primul este Spitalul Clinic Colentina București. Are valoarea de 27 de milioane de lei. Haide, Andrei, să ții de sau haide să vă spuneți de asta. Contractul a fost semnat, felicitări, vă dorim succes în implementare. Următorul contract este pentru Spitalul Universitar de Urgență Militar, Dr. Carol Davidla.
Da, da, am, scuzați. Contractul a fost semnat, vă dorim implementare ușoară. Următorul contract, Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Contractul are o valoare de 22,4 milioane lei la Spitalul Universitar de Urgență Militar Dr. Carol Davila. Valoarea este de 41,4 milioane lei. Acum semnăm la Spitalul de Pneumoftiziologie. Contract semnat, felicitări, succes în implementare. Următorul este Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie. Este Ana Aslan, valoarea este de 44,2 milioane lei. Contractul este semnat, felicitări și dumneavoastră. Următorul contract este Spitalul Clinic de Urgență București. Are 42,6 milioane lei contract de valoare însemnată. Contractul este semnat, felicitări. Următorul contract, Institutul Național de Endocrinologie, CEI Parhon, București, valoarea este de 11,4 milioane lei.
Felicitări. Următorul contract, Spitalul Clinic Profesor Dr. Teodor Burghele, are o valoare de 12,8 milioane lei. Și acest contract este semnat. Vă doresc succes în implementare. Următorul, Spitalul Universitar de Urgență, are o valoare de 48,3 milioane lei. Cel mai mare, da. Înseamnă că aveți de făcut lucruri foarte bune în... Contractul este semnat, felicitări, vă dorim succes în implementare. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare, profesor dr. Cece Iliescu, are o valoare asemănătoare cu a Spitalului Universitar de Urgență, 48,3 milioane lei. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, dr. Victor Babeș, 34,7 milioane lei. Și cu aceasta, ultimul contract pe care l-am avut a fost semnat, așa cum am menționat și la început, sunt 40 de cereri de finanțare pe care le avem înregistrate la nivelul municipiului București. Cu acestea semnate astăzi, avem 22 de contracte cu o valoare de peste 116 milioane, peste 100 de milioane lei, mai precis 116 milioane euro, am vrut să spun. Mă scuzați pentru unitatea monetară. În aceste contracte sunt pentru
cum am menționat, pentru achiziția de echipamente medicale, atât pentru secțiile de terapie intensivă, dar și pentru activitatea de imagistică. Încă o dată mulțumim pentru efortul pe care l-ați depus pentru ca să putem să fim astăzi în situația de a semna aceste contracte. Mulțumesc și încă o dată pentru sprijinul domnului prim-ministru și implicarea în semnarea acestor contracte domnului primar general, pentru că este alături de noi în tot acest demers pe care îl facem pentru atragerea de fonduri europene, dar și Ministrului Sănătății, care împreună cu aparatul tehnic al dumnealui avizăm de fiecare dată și își dau avizul pe tehnic pentru ceea ce înseamnă achiziția de echipamente medicale. Vă doresc succes în implementare. Cei care deja aveți achizițiile făcute, vă așteptăm cu cererile de rambursare, fiindcă pe lângă activitatea și sprijinul de care beneficiați odată cu achiziția acestor echipamente medicale, domnul prim-ministru ne ia la rost și în ceea ce privește absorpția de fonduri, așa încât cei care deja aveți achiziționate aceste echipamente medicale, vă așteptăm cu drag să vi le decontăm. Vă mulțumesc și vă doresc succes în implementarea.